4 meciuri până acum. De două ori a reușit să o bată pe Craiova, în alte două ocazii a pierdut. Să vedem acum Vlădoiu pentru Colici. Gol! 5-2. Craiova face scor pe terenul Iașiului. O manita din partea echipei lui Corneliu Papură aici pe stadionul Emil Alexandrescu din Iași. Un meci cu o desfășurare nebună. A fost 3-0 pentru Craiova. Iașiul a venit la 3-2, dar finalul de meci o aduce din nou pe Universitatea în prim plan. Golurile lui Bancu și Colici sunt golurile care limpezesc această partidă, clarifică situația acestei confruntări. Un nou contraatac rapid al oltenilor. Adevărat, defensiva rarefiată a Iașiului nu reușește să facă față la acest raid al oltenilor. Vlădoiu pentru Colici și bosniacul